Șeful ANAF a răbufnit și a numit, citez, nemernici pe doi inspectori din Deva care au amendat țăranii care vindeau fructe în fața porții din vestul țării cu câte 30.000 de lei, vedem declarația. Acești indivizi, pentru că dacă îi numesc inspector antifraudă, deja e prea mult, s-au dus în luna octombrie și au dat 4 amenzi în valoare de 30.000 de lei cui? Acelor oameni, acelor țărani care stau pe marginea drumului, câteodată chiar în fața casei și pe care știți toți, probabil că treceți cu mașina pe lângă ei și vând niște mere, niște pere, niște struguri. Un om care în loc să fure, în loc să stea cu mâna întinsă, stă poate toată ziua în soare, în praf, în vânt, pe marginea drumului, să vândă corect niște produse, să-și completeze venitul. Și vin acești oameni, acești nemernici, care fac de râs ANAF-ul, care aruncă cu noroi pe obrazul celor 600 de colegi de la antifraudă care își fac treaba așa cum trebuie. Este rușine că asemenea oameni lucrează în ANAF și că așa înțeleg ei că trebuie să luptăm împotriva marii evaziuni fiscale.